Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Naționala României se pregătește pentru meciul decisiv cu Israel din preliminariile campionatului european. Aseară Israel a făcut 1-1 cu Elveția în Ungaria. Un rezultat stabilit în finalul meciului printr-un gol egalizator al izraelienilor, care nu schimbă cu mult, schimbă un pic, dar nu schimbă cu foarte mult situația din finalul grupei, în sensul în care România nu trebuie să piardă în fața Israelului în meciul care urmează. România însă se va califica cu un rezultat de egalitate. Asta este categoric clar după meciul de aseară al Israelului cu Elveția. În cazul în care facem egal în meciul de sâmbătă, suntem calificați la Euro, pentru că diferența dintre noi și israelieni este de 4 puncte, ar mai rămâne un singur meci de disputat, noi acasă cu Elveția și Israel cu Andorra. Discutăm despre cum s-au așezat lucrurile în această grupă, nesperat până la urmă, din toate punctele de vedere. Discutăm și despre ce se mai întâmplă prin campionat, ce se mai întâmplă cu echipele din Liga 1. Mai analizăm așa un pic ce mai e prin Liga 1. Însă în dimineața asta stăm la povești cu un fost jucător important al Rapidului, capitan al Rapidului, în prezent antrenor, în prezent fără contract, după despărțirea de Aro Câmpul Mușcel, echipa de Liga 3, pe care a lăsat-o pe primul loc, despărțirea amiabilă, surprinzătoare, acum 2 săptămâni. E vorba de Costin Lazăr, pe care evident îl știți, fost internațional român. Bună dimineața, Costin, mulțumesc că ai venit. Dimineața. Cum e asta cu... fii atent, așa, zi. La FC Mușcelul Câmpul, nu Aro Câmpul, sunt două echipe. Mușcel Câmpul, da, ok, da. Ok, scuze. Fii atent. Citeam, stai să citesc, că vreau să citesc asta. Întotdeauna când citesc despărțirile, comunicatele de despărțire, sunt așa, zic, băi, ce frumos, ce drăguț, se despart oamenii unii de alții. Zice așa, stai un pic, că am găsit undeva comunicatul și vreau să-l citesc, să-l interpretăm un pic, pentru că tot timpul există o interpretare în spatele unui astfel de comunicat. Și știi și tu, și știm toți la fel de bine. Spune comunicatul în felul următor. Ia, stai să-l vedem, că l-aveam aici deschis. Zice așa, nu, tu spui. După o perioadă frumoasă cu rezultate notabile, a venit vremea să ne despărțim. În această dimineață am ajuns la un acord de reziliere cu conducerea clubului. Motivele, vedem lucrurile diferit. Nu este nimeni de vină, atât s-a putut. Mă rog, îmi doresc ca următoarea echipă pe care o antrenez, asta o să discutăm după aia, cum doresc. Da. Sună frumos, e ambalat frumos, e tot timpul PR-ul te obligă să dai o declarație frumoasă, însă tot timpul în spate sunt niște chestii care... pot fi spuse, nu pot fi spuse. De cele mai multe ori nu pot fi spuse. Exact. De foarte multe ori nu pot fi spuse. Gata, putem să ne ridicăm să plecăm. Exact. Sunt niște lucruri care nu pot fi spuse. Nu pot fi spuse pentru că, până la urmă, și tu și clubul aveți interesul de ca lucrurile să meargă foarte bine. În continuare. Exact. Și da, dar cine este... Eu, unul, antrenez după niște principii. Dacă nu mă simt fericit și nu mă simt apreciat acolo unde sunt, n-are rost să mă chinui sau să chinui pe cei cu care lucrez. Dar stai puțin, tu erai pe primul loc. Erai pe primul loc în serie, nu cu echipa. Erai lider, nu? Da. Cum poate cineva să nu aprecieze când ești pe primul loc? Adică pe ce loc ai fi putut să fii ca să fii apreciat? Păi, nu știu, acum nu pot să să spun eu cum apreciază sau cum au văzut cei din conducere. Nu contează, ei sunt tineri, au un viitor în față cu clubul pe care l-au. Dar atunci când pui un antrenor, ar trebui să-l lași în totalitate să facă ce trebuie pentru echipă, mai ales că are ștate vechi prin Liga 1 sau a fost și pe la echipa națională. Okay. E clar că nu vin cu lucruri proaste. Sau da. Dar era o stare de nemulțumire față de ce făceai tu, din ce-mi dau seama, nu? Poftim? Era o stare de nemulțumire în club față de ce făceai tu. Asta înțeleg. Nu vreau să... Adică, uite, de exemplu, a apărut la un moment dat o informație că, nu mai știu cine, manifestase nemulțumirea față de tine, cineva din club. A apărut public, înainte să vă despărțiți, nu mai știu cine, președintele. Pentru că sunt un tip destul de serios și nu prea stau la povești cu oricine, decât dacă este în profesia mea și lucrez cu el. Poate stilul meu direct nu le-a plăcut unora, nu știu... Eu am plecat în condiții foarte bune cu ei, ne-am înțeles, am reziliat. Okay. Eu o să am drumul meu în continuare, adică nu văd așa ca o ceartă foarte mare între noi. Pur și simplu vedem lucrurile diferit, că exact cum am și spus în comunicat. Eu asta am făcut toată viața, numai fotbal. Dânsii au un alt domeniu medical. Așa clinică de stomatologie. Da. Și, până la urmă, nu pot eu să mă dau după
cei care vor să facă treaba. Și ei spun, după mine, pentru că să, spun sincer, să vă zic o chestie. Da? Că văd acum la foarte mulți antrenori care se duc la Liga a treia. Da? Da? Antrenori cu nume. Da. În Liga a întâi, la echipa națională. Și vor să ducă să facă treabă. Și normal te duci să ridici un pic nivelul. Okay. Când, de fapt, cei care sunt la Liga a treia vor ca tu să cobori la nivelul acela. Păi și cu ce ajutăm noi? Cu cea, ce cu experiență? Ce vii în plus. Da. Ok. Dacă rămâi la același nivel. Fii atent. A fost o problemă din ce am citit, din ce am mai citit și eu, că nu au fost atât de multe informații publice legate de povestea asta, dar a fost o problemă la meciul pierdut cu 3-2 după ce ați condus cu 2-0 da. La pauză, cu o echipă, nu mai știu exact numele, stai că îmi scap acum. Zărnești. Zărnești. Deci ați avut 2-0 la pauză, ați pierdut cu 3-2. Principalul finanțator al echipei, doctorul Claudiu Ciolan, i-ar fi reproșat antrenorului faptul că nu a putut să gestioneze cum trebuie situația la pauză, iar de aici s-ar fi produs ruptura. Da, la pauză eram convins că vor schimba un pic strategia jocului, cei de la Zărnești, așa. Sistemul de joc, și am mai lăsat un pic, vreo 10 minute, să văd cum se descurcă echipa în sistemul în care jucau adversarii. Uh-huh. Ne-au dominat, s-au urcat ușor da. Pe noi, da. Și în 10 minute am făcut schimbare, am trecut în alt sistem. Da. Acum scorul ne luând gol totuși, nu? Până în momentul nu ăla. Nu am luat gol, nu. Deci nu, până la schimbare nu. Era tot 2-0 da, pentru voi. Da, okay. Da, dar erau pe noi. Ok. Sus. Și da. Am simțit treaba asta și trebuie să fac niște schimbări. În fine, nu mai contează, nu vreau să discut acum despre joc, să intru în analiza tactică, uh-huh. Ce sistem am jucat, cum au jucat ei. Ideea e că după schimbarea asta tactică... Nu am plecat din cauza acelui joc. Pur și simplu lucrurile erau... Stabilite deja. Stabilite deja, da. Pentru mine cel puțin, da, după meciul ăsta. Știi ce am era clar că ceva nu mai merge și trebuie să schimbăm ceva. Din ce am auzit și eu, mai am oameni pe care îi știu în zona asta, Câmpul Lung, care sunt și apropiați de oameni din echipă, adică e o zvonistică așa care circulă la un moment dat în jurul fiecărei echipe. În jurul echipei ăsteia, în ultima perioadă, au transpirase faptul că jucătorii erau nemulțumiți, dar nu neapărat erau nemulțumiți ei personal, ci erau împinși cumva să fie nemulțumiți de tine și cumva nu prea trăgeau 100% pentru tine. Eu cred că dacă am lăsat echipa pe primul loc, eu am făcut lucrurile foarte bine. Da, da, dar jucătorii... Aceeași echipa anul trecut se lupta la retrogradare. Știu. Faptul că am lăsat-o pe primul loc spune multe. Înseamnă că se vede și mâna mea ca antrenor. Ok. Dar dacă lucrurile erau după cum voiam eu, echipa asta putea să promoveze în Liga 2. Ar fi putut să promoveze în Liga 2. Și acum ar avea șanse, dar lucrurile ar trebui să meargă ceas. Ok. Păi da, dar acum s-a pus antrenor, bine, pentru că înțeleg că era un lobby. Este și o problemă acolo la Câmpul Lung. Nu este niciun teren de fotbal. Nu? De standarde înalte. Niciun teren, nici măcar teren oficial. Păi și cum jucați? Pe un... Practic, după părerea mea, sunt niște ruinele fotbalului românesc. Tăpșan. Da. Nu se face nimic în privința asta și nici nu poți să ai foarte mari rezultate. Ok. Aduce adversarii unde aduce? În Mocilă. Ești mulțumit per total de povestea asta, de experiența asta? Chiar dacă sunt foarte mulțumit, da. Da? Da. Pentru că mai devreme vorbeam de trafic, amândoi. Da. E ca și cum ai o coloană în față și uiei pe linia de tramvai și ajungi în față. Așa. Eu am vrut să prefer să stau la coadă și prefer să mă formez ca antrenor. De-aia am preferat să mă duc la Liga 4-a, a 3-a, okay. La copii. Ai promovat cu cetatea la atât copii, numă gurele, la Liga 4-a, Liga 3-a. Da, am promovat-o. În primul an am fost foarte aproape să intru în play-off. Da. După aceea am plecat și am venit la FC Mușcelul Câmpul Lung. FC Mușcelul, da. Da. Pentru mine drumul e clar, că eu voi merge așa în continuare până când voi ajunge în Liga 1, pentru că ăsta este țelul meu, și o luăm pas cu pas. Acum mă interesează foarte mult să preiau echipă și să am ceva palpabil, pentru că asta și voiam aici, dar din păcate nu s-a putut, o să merg în altă parte din iarnă. Te consider un antrenor un pic rigid? Întreb. Nu. Nu? Nu. Am niște idei de... În relația cu jucătorii? Da, nu. În relația cu jucătorii, nu. Nu? Nu. Îi impun niște standarde, îi impun niște reguli și ar trebui să le respecte. Ce e în afara fotbalului, nu mai suntem antrenori jucători, suntem doi prieteni care vorbesc. În rest, când e vorba de antrenament și de meci, prefer să se mențină distanța asta.
Dar nu sunt rigid, adică am discuții cu jucătorii, tot timpul încerc să fac cât mai bine, ca lor să le fie bine, ca și eu să le pot cere 100% de la ei. Cam asta, nu sunt. Vreau să, cu o ultimă întrebare, închid subiectul ăsta legat de mușcelul câmpul lung. Simți că a fost totul curat în relația cu tine, din partea clubului și a jucătorilor? Ai simțit? Poți să spui chestia? N-are rost să spun ce cred eu, mai ales la televizor. Ok. E important totuși că ești onest. Adică puteai să spui, domnule... Da, n-are importanță ce cred eu. Poate să fie niște închipuiri. Ok, așa poate că să fie niște închipuiri. Eu te-am întrebat ce simți, ce crezi. Nu, dacă eu cred ai că mi-am făcut sau... foarte bine treaba acolo. Da? Și a fost o experiență foarte bună și în timp o să se vadă cine a greșit. Mai zi-mi o chestie. Ce crezi că vei lua de aici și vei face diferit la următorul club? Păi experiențele pe care le-am avut, experiențele negative... Mă refer strict la ăsta. Ce o să iei de aici și vei face diferit dincolo, la următorul club? Ca să pot să fac treabă. Este clar că voi avea nevoie de terenul de antrenament și... teren de antrenament și teren de joc. Teren de antrenament și teren de joc. Degeaba încerci tu să dezvolți ceva într-un antrenament când terenul nu te ajută. Și e foarte, foarte greu. Foarte frustrant și pentru jucător, pentru că făcându-le la antrenament și reușind, prind încredere și le pot face și la meci. Da. Dacă nu le poți face nici la antrenament, cum să-ți iasă la meci? Și mai ales că nici la meci nu puteai să... terenul nu-ți permite. Nu-ți permite, mult. Da. Ai discuții cu cineva? Te-a căutat cineva după... Da, sunt ceva discuții, vă dați seama, dar nu... Planul care e în momentul ăsta? Mi-aș dori ceva Liga 2. Liga 2, deci să faci practic în compas. Da. A fost Liga 4, Liga 3 și acum ai vrea Liga 2. Da. Ok. Cum e nivelul la Liga 2 față de Liga 3? Un pic mai bun, dar tot cam... Liga 3 este o ligă de luptă, a spus cineva așa vorba asta și am reținut-o. Chiar este o ligă de luptă. Dacă încerci să joci tu un fotbal curat, un fotbal cu o construcție de jos de la portar, da, ai de pierdut. Sunt foarte multe echipe care joacă direct. Lungă, direct în față și mingea a doua. Da, da. Se joacă de acolo. La fel e și la Liga a doua, cum e la Liga a treia, dar un pic mai multă calitate. Un pic mai multă calitate. Da, pentru că sunt jucători coborâți de la echipe de Liga întâi, da, care nu prind și sunt împrumutați sau sunt copii de perspectivă și clar că e calitate mult mai mare la Liga a doua. Zim ceva din experiența asta de la Liga a treia, din timpul meciurilor. Ceva, o întâmplare pe care o poți povesti și amuzantă legată de cum e acolo, cum se joacă acolo și ce se întâmplă în Liga 3-a. Că sunt și chestii pitorești care se întâmplă și pe care le vezi de pe bancă. Vă dați seama că până la urmă spectatorul, oamenii din spate care vorbesc, mi-a spus la un meci, schimbă-l pe ăla, schimbă-l pe ăla și când l-am schimbat, bravo, ai văzut că m-ai ascultat. De omul din spate. Dar erați acasă sau în deplasare? Eram acasă. Și el ți-a zis, schimbă-l pe ăla, schimbă-l pe ăla. Un om pe acolo. L-am schimbat mai târziu, dar... Da. Ce a zis? Bravo, șchiopăta un pic. Uite, ții minte, apropo de asta, era, cred că am mai povestit, dar ție nu ți-am zis niciodată, era FC Național, Stadionul Progresul, știi că era bara aia chiar jos, la tribuna oficială și imediat banca, adică chiar lipită de tribună și era Florin Marin care era antrenor atunci și se plimba, ieșea un pic așa de sub bancă și se tot învârtea, cum făcea, ca leu în cușcă. Și era un nene care făcea de aici, din tribună, cred că trei scaune deasupra lui, făcea, Marine, el nimic, se plimba. Dar atât, deci nu striga nimic. Marine, nimic. Deci asta l-a ținut așa vreo 20 de minute. Dar din când în când, deci nu striga din 30 în 30, din minut în minut, așa, din două în două. Marine, la un moment dat s-a întors la cea. Și zice, ce vrei mă că m-ai asasinat? Stai mă jos acolo. A început toată tribuna să râdă. Apropo de asta, anecdotele din... Da, din sunt foarte mulți oameni care vin la fotbal și comentează meciul în spatele tău. Da. Și la un moment dat, dacă răspunzi și tu, dacă te... Da, dacă ești simpatic sau dacă răspunzi... Dacă zâmbești, dacă nu te ataci, n-au nicio treabă. Dar dacă te ataci și le și răspunzi... Da. Mai rău. Până la final. Am pățit odată la Liga 3 cu la Roșiori. Așa. M-am înjurat din primul minut până în ultimul. Și te-ai enervat. M-am enervat, bineînțeles, că la orice fază... Rău. Da, dar până la urmă, ei când se duc acasă, ce zic? Ce au de zis? Am fost la meci... L-am înjurat pe Lazar toată ziua, 90 de minute, l-am numerologit. Da. Cam așa e. Cum te simți după... Câți ani ai în momentul ăsta de antrenor principal? Trei? Trei. Trei ani. Cum te simți patru. După... Patru. Patru.
Cum ești cu licențele, în primul rând? Zi-mi cum ești cu licențele. Sunt cu licența A. Licența A. Te să pro... la pro. Urmează să... Când se face următoarea? Au fost făcute, s-au făcut înscrierile, dar prefer să mă înscriu atunci când voi fi la Liga 2. Ah, ok. De ce? Poți să-mi spui de ce? Pentru că v-am spus că sunt în formare ca și antrenor, dacă vreodată simt că nu mai este pentru mine sau nu pot face față, n-are rost să mă chinui și să merg mai departe. Așa că voi merge la Liga 2, voi vedea care îmi sunt limitele. Așa. Și dacă văd că pot mai mult și simt că pot mai mult, mă scriu la licența pro. Deci e un test practic pe care l-ai cu tine cumva. Da. Domnule, vreau să văd cât pot eu să merg. Da, eu sunt un tip destul de ambițios și unul care are un singur drum, acela al meu, nu al nimănui. Nu îmi impune nimeni ce trebuie să fac. Pur și simplu... Nu pui o presiune pe tine, bă, trebuie neapărat să reușesc, Ba, ok, da. Ești ambit. A, ba, da. Îți pui presiunea asta. Da, nu-mi place să pierd timpul și mai ales să-l pierd la Liga 3-a. Îmi place să tot timpul să devin din ce în ce mai bun ca și antrenor, cum am făcut-o ca și jucător. Da. Căuta să-mi depășesc limitele. Și ca jucător am avut momente când lumea îmi spunea, ce să faci, bă, cu slăbănogul ăsta, că nu poate. Și am auzit de foarte multe ori și așa. Erau frustrante și pentru mine, pentru că, până la urmă, faptul că nu am avut un fizic destul de puternic, așa, să fiu destul de înalt, da, am compensat oarecum cu prin alte lucruri. Da, și prin inteligență de joc și prin, dăruire, știu, prin tehnică, prin, răutate, prin dăruire. Exact. Pentru că foarte multă lume mă vedeau și îmi spuneau, bă, da, tu ești mai gras la televizor, mă. Și zic, da, vi se pare. Și zice, bă, te vedeam la televizor când aveai meciuri cu Rapidul, bă, tu erai rău de tot, mă. Da, da. Vezi cum se... Mi se părea că ești mai solid așa, dar uite că ești tașchie. Cum a zis, Panduru zice asta, domnule, televizorul îngrașă. Bine, da. El o zice râzând, da. Apropo de ăștia, da. Care sunt mai jucătorii care sunt un pic supraponderali. Da. Zice, televizorul îngrașă. Dar la tine chiar era real asta. Da, avem răutate așa, când era vorba de joc. Deci ai presiunea să reușești, vrei să reușești, da, exact. Dar în același timp ești dispus la un moment dat să spui, bă, ok, dacă lucrurile nu merg exact cum îmi place mie, cum îmi plac mie să se așeze... Nu vreau să mă schimbe ligile inferioare, nu vreau să mă schimbe sub nicio formă. Caut să mă adaptez oarecum la condițiile care sunt la nivelul acesta, dar caut să forțez un pic, oarecum... Oamenii din jurul meu, da, și fotbaliștii, jucătorii de fotbal, că fotbaliștii ajung la Liga 1, l-am și zis, să-i forțez să-i scot un pic din zona lor de confort. Okay. Au un salariu decent. E decent salariul la Liga 3? Sau poate nu este un salariu foarte bun. Și le convine să rămână acolo, nu au o presiune. Presiunea asta, de fapt, este cea care te face să ieși un pic din zona de confort. Și să progresezi. Și ai impresia că ceva nu e în regulă, că omul ăsta a venit să ne facă cine știe ce. Nu, tu vrei să-i ridici, să-i aduci cât mai sus. Că de-aia te duci acolo. O să întreb și ceva delicat, dar e cumva normal în contextul, chiar și în contextul actual al fotbalului mondial. Ai văzut ce se întâmplă în Italia cu jucătorii ăia care erau dependenți de pariuri? Se vorbește foarte mult că în Liga 3 în România foarte multe echipe trăiesc din asta. Ai simțit cât ai fost acolo ceva? Adică ai simțit așa... Și la nivel de Liga 3, adică am văzut foarte multe vorbe. Da, și, deci ai auzit și tu. Da, da. Și prin ziare sau pe internet am văzut fel și fel de suspiciuni. Într-adevăr, să știți că strică Liga 3. O strică foarte mult pentru că jucătorii pot pune foarte ușor botul, cum se spune, da, la chestiile astea, neavând bani. Adică foarte mulți eu, bani. La echipele unde mă duc, la Liga 3, prefer să-l dai un salariu bun, da. Da, ca să nu aibă alte tentații. Dar că... și cu un salariu bun pot avea oricând alte tentații. Da, dar asta ține de tine, până la urmă. Eu n-am pariat, n-am intrat niciodată într-o casă de pariu, n-am pariat nici măcar online, niciodată în viața mea. Nici nu mă interesează așa ceva, sunt bani. Banii nu sunt bani cinstiți, sunt nemunciți și nu te bucuri niciodată de ei. Dar vezi ce amploare a luat fenomenul ăsta, vorbind acum... Da, și... Jucători de naționala Italia, ai văzut, dependenți de pariuri, care se declară dependenți. Și nu știu ce ar mai avea de să câștige jucătorul acela. Adică ce ai putea să mai câștigi? Adrenalina. Da, probabil că sunt jucători care adrenalina. Sunt nevoia asta, da. Adrenalina la ce? Să nu te prindă? Nu, să câștigi mai mulți bani doar de dragul de a câștiga. Nu că ai nevoie neapărat de bani. Sau de frica de a nu intra într-o gaură teribilă financiară, pentru că cei mai mulți intră în gaură asta teribilă fotbal, financiară. Da, fotbal foarte mulți.
intră în... pierd foarte mulți bani pentru că ajung să joace sume foarte mari și ajung într-o situație foarte critică la un moment dat. Asta e o problemă mare în România. Este. Jocurile de noroc e o problemă foarte mare. Cred că e cea mai mare problemă. Pentru că jucătorii, la un moment dat, când își pierd banii, cum vin la antrenament? Cu ce motivație vii la antrenament? Terminați. Da. Ce motivație vii? Pentru ce vii la antrenament? Ești un zombie. Așa e. Nu ai mentalitate de creștere. Și nu vei crește niciodată cu un stil ăsta. Ba chiar apare tentația în momentul în care pierzi. Apare tentația să faci rost de niște bani repede și să încerci să-i faci în alt fel. Adică eu decât nu cinstit. Sunt adeptul, nici jucătorii pe care antrenez nu vreau să facă lucrul ăsta. Bine, nici n-ai cum să controlezi chestia asta. N-ai cum să o controlezi, corect. Asta ține de ei. Până la urmă, tu trebuie să... Datoria noastră e să facem să înțeleagă zi de zi că trebuie să fie corect și trebuie să fie pentru fotbal. Non-stop, da. Și să încerce să-și depășească limitele, să nu rămână în zona lor de confort. Zi-mi o chestie pe care ai făcut-o la ultima echipă, o chestie pe care tu consideri, bă, uite ce treabă bună am făcut cu chestia asta, nu știu, ceva din metodica de antrenamente. Da, înainte, jucătorii făceau ce voiau prin antrenament, ce am înțeles, ce mi s-a spus. Aici, chiar la... Da, așa. Adică n-aveau un respect față de cel care îl antrenează. Cu mine lucrurile au stat diferit, pentru că din prima am stopat orice ieșire nervoasă în antrenament sau orice indisciplină și le-am stopat de la început și au mers lucrurile foarte bine după. Adică de la început am impus stil de a lucra. Prin vorbă sau și prin decizii? Și prin vorbă și prin tonalitate și prin tot. Ok. Ai scos oameni afară decizii. Din antrenament? Da. Ai scos, nu? Da. De ce? Că și amendat, da. Intensitate sau ce? De ce? Și lucrul ăsta. Dacă intri în antrenament și nu te văd că nu te pregătești și ai antrenamentul la mișto, te scoți din antrenament. Îl scoți? Da. Și amendă pentru ce ai dat? Amendă pentru mai multe, pentru injurii, pentru... În antrenament. Dar până la urmă n-am apucat să le aplic. Am plecat, am zis jucătorii, Doamne ajută că a plecat bine. Păi poate și asta, nu cumva și asta ar fi putut să contribuie? Jucătorii te considerau un pic antipatic pentru că erai atât de riguros cu ei? Nu, eu cred că este o distanță pe care o simt ei, faptul că tu ai fost un jucător mare și vii și, uite, ăsta a fost... Deși nu este așa, nu caut... Vine și ne ia de sus cum a venit, nu? Da, și nu i-am luat de sus... Am făcut și grătare împreună, adică n-am stat, pentru că la Liga 3 mai merge și un grătar, mai merge și o bere la refacere. Nu, am încercat să fiu cât se poate deschis și de apropiat cu ei, dar totuși să nu fim foarte, foarte apropiați, adică să existe o distanță pentru a putea profesa. Uite, fii atent, încă o temă pe care tu ai deschis-o întâmplător adineori. O bere la refacere, ai spus mai devreme. Un grătar, o bere la refacere. Am vorbit acum 2 zile, cred, cu Florin Maxim, pe care bănuiesc că îl cunoști. Da. Care a zis invers. Cum? El nu, nu e adept. Am vorbit cu el, el e pe locul 2 cu Corvinul în Liga 2. La Liga 2, da. A promovat cu Schellenberg din Liga 3, neînvins, iar la Corvinul a avut o serie foarte lungă, tot fără înfrângere și nici acum n-are multe înfrângeri. Și un antrenor foarte bun și domnule, vorbesc cu el. Fără alcool. Am vorbit cu jucătorii, niciun strop de alcool. Ok, dacă ei vor să ducă acasă să bea, eu n-am cum să-i controlez. Dar în regimul echipei, nici măcar când ieșim la masă, fără alcool. Pentru că am vorbit cu un nutriționist, l-am explicat care este impactul alcoolului asupra corpului unui sportiv. Chiar și a unei beri, atât. Dacă vezi, filozofii și moduri diferite de a vedea lucrurile. Depinde cum, ce echipă ei sau... Contează. Dacă e un mix între jucători de experiență și copii... E bine să le dai uneori și câte o bere. Pentru că bătrânii... Am avut antrenori care au permis bere, adică... Ok. Și antrenori mari. Eu, de exemplu, Zvan Lucescu ne scotea la masă, la 2 jucători, ne scotea, ieșeam cu el la un restaurant unde... 2 jucători? 1-2 jucători, depinde cât de ce voia să vorbească. Și ne lua la masă cu el în oraș, plătea, și vorbea cu noi. Și stăteați, ce, beați un pahar de vin? Pahar de vin? Adică nu mai mult de... Un pahar de vin, 2. Okay. Nici nu îți permiteai să... Sigur că... Bei mai mult decât antrenor. Cum ar fi fost să spui, mai adu-o sticlă. mai adu-o sticlă. Da, exact. Și Răzvan, nu, da, exact. Dar interesant asta, deci vorbea și pe... Nu doar cu toată lumea, că erau și mesele cu toată lumea pe care le făcea, dar vorbea și pe... Eu am luat ce a fost... bun de la fiecare antrenor. Răzvan Lucescu e un exemplu pentru mine.
Pițurcă e un exemplu, Dan Petrescu un exemplu și un exemplu la fel de, de mare și un om pe care l-am iubit, practic, Belloni. Incredibil. Am avut ce, exemplu, și Bergodi. Ce feeling și, au oamenii și care... Și Bergodi, care este foarte serios. Da? Am încercat să iau ce a fost mai bun de la fiecare. Și cine metodele nu dădea de... alcool? Cine nu? E vreo unul cu care ai lucrat care a zis, domnule, nu, fără alcool, nu, vreun antrenor? Nu cred că au fost. Peseiro, la Rapid. Nu voia. Nu voia să bem o bere la refacere. Așa. Și până la urmă a lăsat-o. După câteva înfrângeri, după vreo 5 înfrângeri, a zis, puteți să beți și bere. Și au început victoriile după bere. Nu mai știu. A stat foarte puțin Peseiro atunci. Ok. Deși un antrenor bun, dar nu s-a potrivit stilului Giuleștiului. Foarte tare, mi-a plăcut că ai zis îl iubesc pe Belloni. De ce îl iubești pe Belloni? Mi-ai povestit despre el, dar mai povestește-mi ceva despre el. M-a păcălit frumos. Păcălit. M-a păcălit frumos știindu-mă că sunt, că pun suflet în ceea ce fac. Când am venit la PAOK, m-a păcălit că nu o să fiu, că nu-mi vine cartea și nu pot să joc la primul meci. Că vin la un meci amical și doar să mă uit și el de fapt m-a băgat să joc. În Cupa UEFA, până la urmă, mergi, faci deplasarea cu noi, dar... faci deplasarea, dar să simți și tu atmosfera. Și dar totuși, când a făcut ședința tehnică, eram titular. Okay. Adică m-am luat așa, m-am pachetat frumos, cum ar veni. Mm-hmm. Și mi-a plăcut. N-am mai putut să gândesc foarte mult, să mă gândesc foarte mult la meci. Mi-a spus niște sarcini și de-alea am ținut tot meciul. Altfel se gândea, probabil, dacă îi spun lui ăsta, venind aici. Da, țin minte brusc. Și acum. Mi-a zis, Costine, vezi numărul 10 de la ăștia, de la Valerenga? Deci vezi când de câte ori mingea la ei, te uiți după el, te duci după el în careu. Și asta am făcut. Okay. Adică nu m-am uitat, m-am uitat doar după el. Și ce dacă n-avem noi mingea, fă ce știi tu. Atât. Da, și mi-a dat așa o oarecare încredere în mine. Uh-huh. Înseamnă că fac lucrurile bine. Aprecia în timpul meciului și după meci? Adică îți spunea, băi, ce ai făcut bun, ce n-ai făcut bun? Adică care era descărcarea? Da, mi-au plăcut și antrenorii care au venit și... m-au încurajat după meciuri. Adică mi-au zis o vorbă bună, m-au lăudat. Cine era? Și Petrescu mai spunea, cu toate că poate nu-l vedeți la început, spunea, da. MVP, Costin. Așa zicea. Da. Okay. Bine, tu acolo și... ai și avut super sezon cu sportul, din câte știu. Da, cu Dan Petrescu. Cu Petrescu, da. Și cu Mulțescu, uh-huh. Perioadă. Am avut antrenori foarte buni. Și poate că nu m-am înțeles cu toții foarte bine, dar le mulțumesc tuturor pe această cale, pentru că ei m-au format ca și jucător. Cu cine eram foarte indisciplinat. Andone mi-a dat toate amenzile posibile. Serios? Da, da, da. Dar de ce? Zi-mi una pentru care ți-a dat amendă și te-a enervat rău. Ți s-a părut nejustificat. Era o modă atunci să lăsa părul mare și mi-am lăsat și eu părul mai mare la sportul studențesc și tot dădeam din cap așa. Și s-a enervat după un meci, te duci și te tunzi. Așa? Că dacă nu te amendez, nu mă tund. Cum să mă tund? Nu vreau să mă tund. Nu te tunzi, te duci acasă. Mi-am luat hainele și m-am lăsat acasă. Așa. Și m-am amendat atunci. Mult, oare? Mai ții minte? Păi am plecat acasă din cantonament. A doua zi am avut cu Progresul, am făcut 1-1 și ne-am salvat de la retrogradare. Pentru că și nu m-a băgat titular. M-a luat de acasă și m-a băgat titular. Wow. Și până la urmă te-ai tuns sau ce ai făcut? M-am tuns. Te-ai tuns, nu? Și m-am tuns și după ce m-am tuns foarte scurt și după ce m-am tuns vine ce? De ce te-ai tuns, mă, așa scurt? Că nu te-ai scurt. Nu stă bine. M-am înnebunit. Da. Simpatică asta cu Andone. Da, și nu, am avut antrenori buni. Am avut antrenori buni cu care cu unii m-am înțeles foarte bine, cu unii nu. Dar e important ca după fiecare să simți că ești apreciat de antrenor. Să vină să-ți mai arunci o vorbă bună. De exemplu, Florin Marin la 35-36 de ani, când am venit din Grecia și nu mai puteam să joc, că eram după operație și nu mai aveam oferte de nicăieri. Da. Voluntarul m-a ofertat și le mulțumesc. Bine, și eu le-am mulțumit cu cupa și supercupa. Okay. Așa, cu Florin Marin i-am zis să mă ia de la început, ca și cum sunt nepregătit. Atunci când am venit la echipă, am făcut program separat. Într-o lună de zile, o lună și ceva, am intrat și am jucat foarte bine. Și după fiecare meci, o spun acum, venea, mă luam brațe, printre primii jucători pe care luam brațe la meci, când câștigam, și îmi spunea, ai fost doctor azi. Doctor. Doctor, da. Wow. El nefiind, mă rog, e un tip apropiat de jucător, dar pare foarte dur așa. Pare dur, dar și place să controleze, să aibă control asupra jucătorilor. Și asta e un lucru normal, dar oarecum să simtă și ei, să nu se simtă ca în armata. Uh-huh. Adică să-i controleze, să nu facă prostii. Da. Dar oricum, dacă jucătorul vrea să facă, le face.
Așa că trebuie să-l faci să înțeleagă că e bine, să înțeleagă, bine, da, lui, că nu e. Și decizia la el, nu e la, da, tine. Până la urmă, tu controlezi, tu l-ai 2 ore la antrenament și atât. Când majoritatea timpului e el cu deciziile lui. Povestește-mi de Bergodi un pic. Și cu Bergodi am avut un episod. Bergodi a fost un antrenor care m-a, să zic eu, m-a pus pe poziția mea acolo la închidere și m-a disciplinat încât eu nu mai urcam perioada cu Beloni. Ok. Știi, cu Bergodi. Îți spunea să nu urci sau cum? Da, la cum? Un moment dat și la antrenamente. Dacă, cât lucra tactic? Adică dacă urcam, da, de la antrenament, plecam din mijlocaș la închidere, aveam vârf. Cum îți zicea Beloni, fă ce vrei tu. Da, da, vârf. Aveam libertate cu Beloni, da, dar mai erau 2 jucători care erau mai defensivi. Uh-huh. Și aveam libertate mai, da, mare la PAOK. Dar la Bergodi. La Bergodi, plecam de acolo și lăsam zona descoperită și mă duceam sus. Normal, când un mijlocaș vede pe celălalt mijlocaș că a plecat, rămâne în locul lui. Da? Dacă fiecare rămânea pe poziția lui, da, eu plecam, ajungeam vârf până la antrenament, făcea, Costine, treci la locul tău. Așa îți făcea semn? Da, și stăteam acolo, știam ce am de făcut. Și oarecum te perfecționezi pe zona aia acolo. Știi, bă, știi că trebuie să mă întorc cu mingea, să joc între linii, da, să dau o diagonală, să joc la margine, să nu pierd mingea acolo. Okay. Adică știi ce ai de făcut, mai ales pe faza defensivă, să anticipezi unde se joacă, să duci să recuperezi. Și a fost una dintre calitățile mele, anticiparea. Deci, practic, Bergodi te ajută să te specializezi pe un post. Fiind atât de... Că înțeleg că lucrează, da, da, și se și vede la echipele lui, că sunt echipe lucrate din punct de vedere, da, tactic. Adică nu e întâmplător. Fiecare știe ce are de făcut pe pătrățica lui. Ok. Și asta e un lucru bun. El a jucat și într-un sistem 4-3-3 în perioada Dar îl joacă Rapidului. Și acum îl joacă, da, la Rapid. Mai joacă și 4-2-3-1. Mai joacă și 4-2-3-1, da. Dar în 4-3-3 ai foarte multe triunghiuri și se bazează pe treaba asta. Țin minte că vorbeam odată cu secundul Dan Petrescu, jucam contra Urziceanului și am vorbit după meci cu secundul și zice, băi, voi aveți foarte multe triunghiuri în timpul meu. Și mi-a rămas în cap și mie chestia asta. Așa, că da, foarte multe triunghiuri. Bine, asta, da, înțeleg că e elementar, adică e baza fotbalului, triunghi, baza... Cristi Pojar, fostul secund al lui, da, Dan Petrescu, el îmi spunea, profesore, așa? Zicea profesore, ne-a lintat pe fiecare în parte. Și îmi spunea, foarte multe triunghiuri aveți la Rapid și jucători cu calitate care pot să facă, să facă ce trebuie pe postul respectiv. Uman cum e Bergodi? Super ok. Super ok. Și am vrut să povestesc o fază cu Bergodi. S-a ținut cont că eu aveam o vârstă când aveam la voluntari. Că aveam o vârstă, că m-am întors după o accidentare, că eram în regulă și puteam să joc. Nu, la un antrenament n-am simțit că o să joc titular mâine și nici măcar ca rezervă să intru. Da. Că se făceau oarecum, da, niște mișcări. Și îți dădeai seama, da. Și după antrenament, s-a terminat antrenamentul, da, eram foarte nervos, mi-am făcut antrenamentul până la capăt, foarte nervos. Nu m-am urcat în autocarul echipei, care se ducea din voluntari, se ducea la un pipera unde baza. Așa. Și ai plecat? Mi-am urcat ghetele peste gard. Așa. Și am plecat în papuci până la... N-am urcat în autocar. Ușor, un act de indisciplină, cumva. Ușor, un act de indisciplină, dar era o mare frustrare pentru mine, pentru că veneam după o accidentare și după o perioadă lungă în care am fost accidentat. Așa. După episodul, da, cu oprița. Și îmi doream foarte mult să termin fotbalul cu capul sus. Și cum, drept urmare, cum te-a gestionat Bergodi? M-a înțeles, cred că m-a înțeles foarte bine. A înțeles foarte bine frustrarea mea. Și țin minte că ultimul meu meci a fost pe Ștefan cel Mare cu contraul Dinamo 0-0. Da. În care cred că am avut o evoluție destul de bună. Cred că am jucat-o ca o finală, sincer. Pentru tine a fost o finală. A fost finala carierei mele și, wow, am jucat-o ca o finală. Îmi pare rău că nu am fost mai decisiv, dar... Nu? Cu el antrenor? Da. Deci, practic, Bergodi e antrenorul care... În minutul 89 m-a schimbat. Te-a schimbat? Da. Cum te-ai simțit? Să fiu aplaudat, m-au aplaudat colegii și până și arbitru, am dat mâna cu arbitru. Nu știu cine era atunci. Și el s-a lăsat după. Frumos gest, ca să-ți cred ofere cumva... Cristi, pe ala, așa, nu știu. Să-ți ofere atenția asta de final, nu? Da. Cu un minut înainte a fost, de... pe o vreme ploioasă. Ah, ok. Și n-a fost foarte multă lume la stadion, dar eu mă bucur că am avut o carieră frumoasă și m-am lăsat în glorie, ca să zic. Care e rolul secundului care e tot timpul cu el? Că a fost și la voluntar, că Cerlantini, cred, nu? Al lui Bergodi. În primul mandat a avut altcineva, acum scapă numele, tot italian este. Da.
Da, Cerlantini îl cheamă. Da, 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 da. E sfătuitor, e sfătuitorul lui, poate fi antrenor principal. E un om care la fel gestionează foarte bine relația cu jucătorii. Am colegi de apărare, nu mai știu unde, la Pescara, cred că au jucat împreună. Da, până la urmă și deciziile astea pe care le iei în timp, înainte de meci sau în timpul meciului, te consulți și cu un om care vede lucrurile poate la fel ca tine. Sau altfel un pic. Că de-aia se creează atunci conexiuni între un antrenor principal și un antrenor cu care lucrezi. Pentru că vede lucrurile cam ca tine și dacă îți scapă ție ceva, îți poate reaminti. Dar dacă vede diferit și îți spune, băi, eu tu nu cred că facem deciziile mai. Tu le iei, știu principal. Că tu le iei. Dar dacă... Tu le iei, dar... Ce simte un antrenor principal eu, când de exemplu, secundul accept, îi spune altceva? Accept și... să-mi zică mai mulți secunzi să spună că jucătorul ăsta a fost foarte bine sau jucătorul ăsta sau trebuie să, ar trebui să facem așa, dar nu mi se impune. Că... Și... În prima fază, dacă nu îmi place ideea, o las, dar tot o gândesc. Și dacă îmi place, o folosesc. Da, deci ești că poți până la urmă, tot ca tine o faci, da. Chiar dacă... Dar au fost multe lucruri pe care le-am luat și de la secundul meu, în care am stat, le-am analizat și după aceea am făcut. Dar nu neapărat, eu am luat decizia. Ok. Dar mi l-a ridicat la fileu, cum ar veni. Aha, ok. Da. E și o chestie de orgoliu, totuși, un nu pic, neapărat, nu? Orgoliu, nu e? Nu. Eu sunt totuși ăla care decide. Nu, că de multe ori și chiar când lucrurile au fost mai bine și la un antrenament, dacă e un antrenament care mi-a plăcut mai mult la secundul meu, da, facem pe ăsta. E exact ce trebuie. Dacă e în tema în care avem noi antrenamentul astăzi, e perfect. Că tot am vorbit de Bergodi, te-ai uitat vreun pic la cum joacă Rapid cu el acum? Da. Cum ți se pare? Cum e? Se pare mult mai disciplinată, mult mai disciplinată decât pe vremea lui Adrian Mutu. Deși și Mutu se spunea că e riguros. Și Mutu, da. Mutu, dar avea o libertate mult mai mare de mișcare și lăsa fantezie multor jucători. Mutu, ce am văzut, din ce am simțit eu. Aici cam fiecare ar trebui să stea pe bucata lui și cei din față să facă diferența și să aibă fantezie. Dar să știi că de multe ori Rapidul ăsta e mai spectaculos decât Rapidul Mutu, Rapidul Bergodi, deși e mai riguros. Pentru că pare, adică în teren este par mult mai disciplinat. Okay. Din punct de vedere defensiv stau mult mai bine, acoperă foarte bine toate spațiile și a temperat un pic Rapidul. Față cu nebunia aia de toată lumea se cea în față și la un moment dat erau prinși pe contraatac și era gol. Da. E oarecum mult mai echilibrat Rapidul de astăzi față de cum era odată. De exemplu, cu și Șumudică, care e un antrenor foarte bun, cu Șumudică i-aș vedea din nou cu aceeași exuberă nebunie. Okay. Dar asta e cu risc. Pe când Bergodi e un antrenor echilibrat. Și Mudică, pe care i-ai strigat când era antrenorul tău, i-ai strigat, taci-mă din gură. Da, la un meci... Povestește un pic. Da, am zis că am avut și eu greșelile mele. Da. Aia a fost o greșeală de-a mea, la un meci amical cu Ajax. Așa, da? Rapid Ajax, da. Nu? Dar asta era o supărare că... Vorbise altceva înainte și... Îți spusese să faci altceva sau ce? Nu. Îți promisese ceva? Mă, eram supărat pe el din alt motiv și... Nu am jucat titular. Eram capitanul echipei. N-am jucat titular atunci, am intrat la pauză. Și după pauză a fost o fază când am primit o mingere de la un fundaș central și am vrut trei de la Ajax în spate. Da. Și am... Ai vrut să te întorci. M-am vrut să mă întorc și m-am întors cu ei și m-am foltat. Și am căzut și la un moment dat, băi, dă drumul la minge. Și taci, bă. Am vrut să zic, taci, bă, că știu ce fac. Da. Dar am zis-o tot așa, în același fel în care mi-a zis-o el. Da. Ah, gata, scot afară. Și a fost să-mi scoate și n-am vrut să ies. N-ai vrut să ieși? N-am vrut să ieși. Și n-ai ieșit? Până la urmă am ieșit. Atunci a fost un gest urât din partea mea, pe care îl recunosc. Că m-a aruncat și tricou, m-a enervat foarte tare. Că i-ai întors și, vorba da, și că... Și ce l-a făcut mai special față de toți antrenorii, este că nu s-a terminat meciul, erau camerele de la vedere pe amândoi, și a venit și eu mi-am cerut scuze și a zis, hai bă, că n-ai făcut nimic. Și m-a luat în brațe. Asta așa a dezamorsat tot. Da. Alt antrenor, poate un pic mai orgolios, te-ar fi ținut minte și... Nu, cred că mă dădea afară. Poate nu te-ar fi dat afară, dar amendat și... Amendat, sigur, dar nu mai aveam o relație jucai foarte bună, probabil, după aceea. Deci cum ai zis? Da, că nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Ce s-a întâmplat? Da, mi-a plăcut lucrul ăsta la el. E un antrenor care are o atmosferă bună la echipă și... Place. Îți place, n-ai cum să nu-ți placă să l-ai antrenor pe Șumudică. Când îl vezi pe Săpunaru jucând încă, ce simți? Ce să simt?
Simt că și eu mai pot să joc, dar... Dar? Nu, nu, el e de apreciat că la vârsta asta încă joacă fotbal. Am fost la un antrenament săptămâna trecută, parcă. Da. Am fost la un antrenament și i-am văzut. Și l-am văzut și pe el și zic, bătrâne, să nu te lași. Ai zis asta? Da. Și lui Grigore, i-am zis. Grigore, cam... Zic, bătrâne, mai joacă, nu te lăsa. O să-i duci dorul. El o să joace, să până nu mai joacă. Dar Grigore, în momentul ăsta, nu prea mai e în grafic, nu mai e în calcul. A apărut Iacob, care joacă bine și nu mai are loc. Da. Iacob are evoluții excelente. Uh-huh. Și are și cum să crească lângă Săpunarul. Chiar și lângă Grigore. Da. Dacă n-ar fi Săpunarul, dar... E un cuplu de fundaș central care s-a soldat acolo și e greu de scos, okay. Iacob, ca să-l lași pe Grigore. Plus că sunt doi jucători cu vârstă foarte înaintată și probabil că se gândește că nu au o viteză foarte mare, da, în spate acolo. Mm-hmm. Dar, nu, Iacob e un jucător foarte bun pentru Rapid în momentul de față. Cum vezi lupta asta la titlu? FCSB, pe de-o parte, CFR și Rapid. Rapidul lui Bergodi. Nu le văd numai pe cele trei, văd și Craiova? Și pe Craiova, care este foarte aproape. Mă uitam că sunt foarte multe echipe puternice în campionatul nostru. Spectacolul a devenit din ce în ce mai mare și asta e un lucru bun pentru fotbalul românesc. Lupta la titlu vor fi cam aceleași echipe de anul trecut. Nu știu Farul dacă... va putea? Nu, pare că nu în momentul ăsta. Dar va fi cam la fel ca anul trecut. Cu un plus pentru CFR și Rapid. FCSB-ul nu o văd încă, pentru că eu nu sunt de acord cu... Bun, ești patron, ai prestanță, nu ai voie să te implici tu în decizii pentru ce ține legat de joc. N-ai voie, ai voie, dar nu... De joc, de joc n-ai. Strici. În timpul jocului, pentru asta pui un antrenor. Nu se supără nimeni, da, nu se supără nimeni. Poți să fii tu antrenor, ia-ți licență și fii tu antrenor pe banii tăi. E perfect normal că-s banii tăi. Da. Dar nu poți să pui o marionetă și să ridici stegulețe, mâinile din ațe. Nu. Pui un antrenor, dacă îl alegi, nu? Da. Pui un antrenor capabil în care ai încredere și mergi pe mâna lui. Da, vezi că așa chiar și sistemul ăsta nu ești niciodată departe. Discutați despre meci, după, înainte, nu e nicio problemă. Așa e normal, perfect normal, adică... Dar să iei tu decizii în timpul meciului este jignitor pentru toți antrenorii din România. Da, uite că mulți nu se simt jigniți de asta, să știi. Păi... Și sunt câte unii care s-au trezit cu schimbările făcute peste capul lor. Adică știi că a povestit săracul Bogdan Andone, a povestit și așa a asumat chestia asta. A zis, eram pe bancă, a venit ordinul, eu am zis că mai stăm și schimbarea s-a făcut peste capul meu. A venit Mache, a luat aia, plăcuța, s-a făcut schimbarea peste capul lui. Aia a fost șocantă. Asta da, asta chiar nu ai ce să mai faci. Păi da, dar pleci, nu? Păi atunci da, următorul... M-am ridicat, atunci să pleci de pe bancă, în momentul ăla. Te ridici și pleci. Că nu mai e niciun rost acolo, adică ești bine, marionetă. Bine, tu ca antrenor n-ai voie să pleci de pe bancă. Ai jucători în teren... Trebuie să stai până la final. Da, dar dacă ai avea un pic de personalitate, ți s-ar întâmpla. Bine, când te duci, știi ce se întâmplă. Asta e problema, să stai că pe bancă, să stai pe bancă, să nu mai stai în picioare, să te uiți la meci, să dai indicații, stai pe bancă și gata. Dar nu ai voie. Adică, profesional, nu cred că... Dar cumva, poate cândva crezi că vreun antrenor va face... Dar nu că când te duci acolo știi exact ce se întâmplă. Nu, mă gândeam că poate vreunul vreodată zice, băi, ia stai mă, să fac un gest de frondă, chiar dacă nu mă ridic și plec, dar nu știu, să fac altceva, să vorbesc cu cineva, să văd de alte treburi, să dau ture de teren, cum făcea Crăciunescu, nu știu, ceva. Dar nu o să facă nimeni, pentru că toți se duc acolo știind ce se întâmplă și acceptă din start chestia asta. Pentru că la Steaua, la FCSB nu te duci... neștiind ce se întâmplă. Nu e o surpriză că urmează să ți se dea schimbările, să primești telefoane? E o surpriză, dar uite, Haralambus accept... Da. Elias, da. Cum îl cheamă, antrenorul FCSB-ului. Haralambie, cum îi zice. Da, Ilie. Becali. Da, a acceptat asta din start și se mulează oarecum. Deja are o experiență în relația cu patronul. Că vedeți că e același de anul trecut. Da? Dacă nu erau schimbați... Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că e pe plac. Intră în grații patru. Exact. Dar probabil și o calitate a antrenorului, să zic așa. Uh-huh. Că la un moment dat se pliază pe ceea ce vrea Gigi Becali și pe cealaltă echipă, probabil e altfel. Da.
Sunt gen cameleoni foarte mult și e greu să fii cameleon. Ca e greu, dar uite că dacă ieși, poți să faci, să reușești, uite, nu? Sau da. Că pe Haralambus poate îl ia cineva după aia, că nu toată lumea stă să citi. De fapt, știu și ăștia în Arabia. O să aibă priză la cei care vor să se implice și... Ok, am înțeles. Da, se pregătesc pentru alte cluburi unde... Uite, asta e o dramă pe care va trebui să o accepți. Dacă ajungi la Liga 1, vei avea niște cluburi unde vei ști că nu te duci dacă îți păstrezi principiile. Acolo nu, acolo nu, acolo nu. Și plaja se va restrânge. Adică pot eventual aici, aici și aici. Păi da. Deci nu e toată plaja pentru toată lumea. Nu o să ai, cum exact, veni. Nu ai toată plaja. Da. Nu ai toate șezlongurile de pe plajă. Nu ai toate șezlongurile, exact. Sunt ocupate unele. Exact, cu frapierea pusă. Nu, și la fel și... O să râzi, dar la fel este și la Liga 3. Adică sunt multe șezlonguri ocupate. Sunt 100 de echipe la Liga 3. Așa. Teoretic o plajă mare. Da, cred că 60 dintre echipele astea sunt antrenori care sunt pur și simplu din zonă sau din altceva. Sunt de case. Comozi cuiva exact. Care finanțează exact. Echipa. Exact. Deci asta e o chestie înrădăcinată mai jos de Liga 1. Este un cerc, așa, în care... Vicios. Nu vicios, nu. E un cerc în care e greu să intri. Dar și la Liga 1 e un cerc în care e greu eu să intri. Eu am intrat la Liga 3 prin numele pe care l-am, cred eu. Uh-huh. Dar și prin faptul că sunt pregătit. După ce m-am lăsat de fotbal, am fost secund și jucător la Liga 3 la Ulm-Mustiștea. Da. La fel au fost de două ori la baraj pentru Liga 2. După aceea am luat copii. Uh-huh. Under 15. Am luat tot așa, după un loc 7-8 și am terminat cu ei pe primul loc. Am căutat tot timpul să și eu să mă formez, că nu le știi pe toate și ca antrenor tânăr rămâi acolo sus, te dai cu capul de tavan, mai bine încep de jos, părerea mea. Cu toate că cineva mi-a zis că din punctul lui de vedere e greșit, pentru că trec anii și la un moment dat ajungi la 50 de ani la Liga 1. Da, dar poate că ești super pregătit când ajungi. Cu toate, adică ești uns, cu... ai trecut prin toate, știi? Le-ai văzut pe toate și știi cum să le gestionezi. După aceea știi despre ce e vorba tot timpul. Zindă națională. Ai văzut meciul seară, Israel cu Elveția? Te-ai uitat? Nu, n-am văzut. Dar în situația asta, cu un egal cu Israel, Israel a jucat bine finalul de meci. Elveția din nou a dispărut pe finalul de meci. Pleacă undeva băieții ăștia elvețieni. În România, vorbim de România. Da. România are o șansă uriașă acum să se califice. Dar ține totul de meciul ăsta. Pentru că ultimul meci nu e un meci destul de greu. Cu Elveția. Da, bine, foarte Elveția greu. Se poate califica și poate să vină relaxată la meciul ăsta. Că ei joacă cu Kosovo. E bine să rezolve acum. Da. Acum. Bine, și până la urmă trebuie să facem egal. Cred că ne vom califica, pentru că e nevoie doar de un egal. Da. Și sunt sigur că nu vom sta doar să ne apărăm și vom și ataca. Dacă putem să ne calificăm la campionatul european printr-o victorie, ar fi fantastic. Din nou e totuși senzația asta, cum era pe vremea... Bine, pe vremea lui Pițurcă, acum pare mai bună vremea lui Pițurcă. Deși atunci părea rea vremea lui Pițurcă. Dom'le, nu jucăm totuși foarte spectaculos, avem rezultate, dar nu parcă nu... Și acum mai și mai... Răzvan Lucescu, că și Răzvan a fost... Și Răzvan Lucescu, da. Eu dar... am prins când a fost Gica Hagi la echipa națională, am prins un trial la echipa națională. Așa, 2001, după aceea am prins cu Victor Pițurcă, după Bologna a venit. Pițurcă m-a debutat la echipa națională, în 2005. Și cred că Răzvan Lucescu a venit în 2009. Da, după Euro 2008, la care n-ai fost? Da. Euro 2008? N-am fost. N-am fost că am avut tot timpul problema asta cu picioarele, am avut foarte multe operații. Uh-huh. Am fost firav, cum zicea la început, dar totuși am reușit în fotbal, zic eu. Dar îmi pare rău, am așa un regret că nu am prins un campionat european sau mondial. Ești mulțumit totuși de jocul de acum, al naționalei? Da. Da? Se joacă... Nu, serios vorbesc. Chiar așa. Sunt mulțumit. Se încearcă o construcție tot timpul. Nu este o minge lungă. Este
ceea ce vrem să vedem la echipa națională, să vedem că avem o posesie, o progresie în ceea ce facem. Nu mai avem un Hagi, cam asta e, sau un Mutu, sau un jucător care fac diferența, dar uite că uneori o face Stanciu. Ok. Dar e un joc mai mult de echipă acum, la echipa națională. Înainte se bazau pe 3-4 jucătorii exponențiali ai campionatului românesc sau vedetele campionatului românesc, și dar acum e mai mult de echipă. Ține de echipă. Adică nu mai văd un număr 10. Nici nu prea se mai joacă totuși. Se mai joacă în fotbal modern cu număr 10 clasic? Da, mie, mi-ar plăcea să am un număr 10, da. E un jucător care deblochează orice sistem. Numărul 10. Ce echipe mai joacă așa, are cu un fantezie, are. Adică fiecare jucător din față cumva la echipele mari devine un număr 10 în ziua de azi. Adică nu prea mai există un jucător care... Ții minte că pe vremuri numărul 10 era acolo, când era vorba că trebuie să se întoarcă... Da, pe asta nu e. Nu ne mai întoarce. Pentru că disciplină și poziția aceea. Exact. O disciplinezi. Da. Poziția în care număr 10 în spatele vârfului. Da. Dar număr 10 clasic, cum era odată, jucătorii aia care nu fac faza defensivă, care au glezna fină. Atât. Și execuții și pase filtrante. Exact. Și... Da. Fotbalul modern nu prea mai permite un om să iasă din joc în faza defensivă. Da, dar ne place să-l vedem pe Messi. Da, dar și el mai aleargă. Mă, nu tot timpul, dar mai aleargă. Da. Dar chiar e o excepție acum. E o excepție în fotbalul din ziua de azi. Da, pentru că... Toate echipele sunt foarte bine așezate. Da. Pe timpuri, m-am uitat la niște meciuri, pe timpuri nu erau foarte bine așezate echipele în teren. Așa. Erau lungi, da. Desfăcute, da. Aveai spații, adică unul la unul foarte ușor. Și în ziua de azi unul la unul să depășești. Dar după aceea imediat vine dublajul. Da. Înainte nu prea-ți venea dublajul așa repede. Și luai și ieșirai. Cum a fost golul lui Messi sau lui Maradona, care erau... Asimilare, da, cumva. Da, cum i-a scos pe rând, îi scotea. Da. E altceva jocul din ziua de azi. Vreau mult mai tacticizat. Cum vezi viitorul? Messi cu Ronaldo, gata, ușor ies din scenă. Care crezi că va fi bătaia și cine crezi că va fi mai bun în următorii 10 ani ca număr de trofee de cel mai bun jucător al anului? Uneori se dau astea și pe alte, pe criterii așa de simpatii, dar... Cum vezi? Cine vezi în bătaie? Următorii doi care se vor... Mbappé, care îi place să rămână la nivel înalt, la echipe bune, pentru fotbal, nu neapărat pentru bancă, putea să plece și în țările calde. Corect, putea să plece, da. Un Haaland... Și cu care? Cu unde vezi că o să fie un plus între ei doi? Pentru Mbappé. Mbappé. Din nou, tehnica... Da, viteză, tehnică... Mbappé... E mai apreciată decât eficacitatea cuiva. Nu, Haaland e un jucător fantastic și e un marcator, dar Mbappé are ceva mai special, nu știu, cel puțin când o echipă se apără, echipa care el se apără și dă mingea, la un moment dat, dacă ați observat, creează panică, imediat echipa lui câștigă teren. Da. Asta datorită faptului că are o viteză foarte bună, adversarii sunt temători și își iau adâncime. Și are o tehnică foarte bună și execuții. Da. Mbappé. După părerea mea, Mbappé va fi cel care va duce trena. Ai zis că ești un tip ambițios, care pune presiune pe el. Suntem în 2023. Unde va fi Costin Lazar în 2028? 2028? Da. În Liga 1. Liga 1 play-off sau play-off? Play-off. În play-off? Da. Cu ce club are? Că nu cred că se vor schimba așa de tare ierarhiile. Nu știu, mi-aș dori să antrenez o echipă cu pretenții, o echipă cu buget, pentru că și bugetul e foarte important în fotbal, mai ales la Liga 3. Dar uite Moldoveșanu ce face cu Hermannstadt, totuși. Apropo de buget. Și Moldoveșanu s-a călit așa și la Liga 2 și la Liga 3. E un antrenor bun și Moldoveșanu. Chiar apreciez caponii de jos. Se vede că e un antrenor foarte bun și cred că e unul dintre cei mai buni antrenori din campionatul intern. Este, da. Doar că în momentul ăsta rămâne la Hermannstadt. Mai ales că are... Nu se duce nicăieri. O echipă care nu are un buget foarte mare. N-are, nu, dar nu pleacă de acolo în momentul ăsta. Nici el parcă n-ar pleca, dar nici alții parcă nu l-ar lua, că poate că... Păi e omul potrivit la locul potrivit. Da. Cam asta e, omul potrivit la locul potrivit. S-a adaptat, a înțeles cum merg lucrurile
și e o normalitate pentru ei acum. Costin Lazar, mulțumesc mult de tot pentru prezența dimineața asta. Și eu îți doresc multă baftă, să-ți iasă ce-ți propui. Doamnește. Să fim sănătoși. Toate bune. A fost GSP Live mâine dimineață 9:01. Revedem. Ne vedem. Nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru tot ce e important în sport. Toate bune, numai bine.